sărbătoare frumoasă. Ce sărbătoare este? Zonia. Zonia asta de naștere. Am venit la dumneavoastră cu un gest frumos. Din partea cui credeți că este? Sunt emoții frumoase. Lăsați-le să manifeste. Nu am lăsat. Așa. Soțul dumneavoastră, din păcate, nu poate fi alături de dumneavoastră. Însă vă transmite gânduri bune din depărtare. Mai întâi de toate, vreau să vă înmân această tortă, care este pentru dumneavoastră. Și acest buchet de flori, care îl meritați din plin. Și mai aveți o surpriză, la fel din partea soțului. Acest mic cadou. Așa. Acum vă rugăm să transmiteți un mesaj de mulțumire a soțului dumneavoastră, care a avut grijă să vă facă sărbătoarea mai frumoasă. Stați. Mulțumesc la soț din toată inima și lipsește tare mult. Îi mulțumesc, într-adevăr, de așa surpriză frumoasă, nici nu m-am așteptat. Asta ți-e surpriza omului. Eu l-am întrebat care e surpriza, le-au zis că surpriza vine pe drum. Dar eu nici nu m-am așteptat. Îi mulțumesc și, într-adevăr, îi urez sănătate că nu-i cu noi împreună, de această zi frumoasă, minunată. Și te iubesc din tot sufletul, nicătind la faptul poate mai avem probleme, mai avem neajunsuri, totuși te iubesc și așteptăm acasă. Din partea companiei Surprize Surprize vă urăm încă o dată la mulți ani, să vă fie soțul alături, să fie pace în familie și vă dorim mult succes. Și o sticlă de vin, la fel din partea noastră. Mulțumesc. La mulți ani încă o dată. Și dumneavoastră urăm de vin și să faceți surprize cât mai plăcute, cât mai multe. Mulțumim. Mulțumim din suflet.